Ucraina pare interesată să importe energie electrică din România, astfel încât să poată face față iernii. Sistemul energetic ucrainean a fost grav afectat de loviturile aproape zilnice ale armatei ruse, ceea ce a dus la numeroase pene de curent generalizate, asta în condițiile în care Ucraina a început deja iarna și Uniunea Europeană ia în calcul să ofere un ajutor suplimentar pentru Ucraina. Compania ucraineană de tranzacționare a energiei, Energy Company of Ukraine, a efectuat un test de import de megawatt din România. Importul de electricitate poate deveni un instrument suplimentar pentru stabilizarea sistemului energetic al Ucrainei, a precizat compania ucraineană de stat Energy Company of Ukraine. Testul vine într-un moment în care Ucraina se confruntă cu grave probleme în sistemul energetic, cauzate de bombardamentele aproape continue ale armatei ruse. În multe zone din Ucraina, temperaturile au scăzut chiar și sub 0 grade, iar populația nu are cum să se încălzească. Situația este gravă încât autoritățile ucrainiene au anunțat populația din Kiev să fie pregătită chiar și pentru o evacuare parțială a orașului. Cu o situație tot mai gravă se confruntă însă și orașul Herson, recent abandonat de forțele ruse. Herson se може бути зараз Маріуполь номер 2. І зараз потрібно вивести побільше людей, бо зараз будуть обстріли, а також нема світла, нема толком води і нема їжі. Pentru a ajuta Ucraina să treacă peste iarnă, Uniunea Europeană vrea să-i acorde ajutor suplimentar. Putin continues trying to make Ukraine a black hole.